Guvernul motivează emiterea ordonanței prin faptul că cei care nu plătesc taxa de mediu au creat un fel de mecanism prin care fentează taxa și tocmai acest lucru vor să-l schimbe autoritățile. Șoferii se duc în străinătate, își cumpără în coproprietate o mașină second-hand, însă aceștia fac partajul pe cale notarială prin bună învoială înainte de înmatricularea mașinii. Chiar dacă notarii sălăjeni au refuzat să întocmească actele necesare pentru partaj, cei care au vrut cu adevărat să fenteze taxa s-au descurcat pentru că în județele învecinate au fost înregistrate Mii de astfel de cereri. În prezent, un număr de aproximativ 550 de sălăjeni au reușit să scape de taxa de timbru. Pe aceștia îi putem considera norocoși. Însă, până când ordonanța emisă de guvern nu va fi publicată în monitorul oficial, timpul nu este pierdut nici pentru ceilalți șoferi care vor să scape de această taxă.